Apar detalii noi în cazul bărbatului evadat săptămâna trecută din secția Ojasca a Spitalului de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Săpoca. Din primele cercetări se conturează ipoteza că Marian Trandaf a profitat de neatenția personalului responsabil de supravegherea pacienților și a sărit gardul. Surse din rândul anchetatorilor ne-au mai precizat că personalul din unitatea medicală a observat că ucigașul lipsește abia după câteva ore, atunci când, de altfel, a fost anunțat și poliția. Sunt o parte dintre motivele pentru care mai mulți angajați de la secția Ojasca vor răspunde penal pentru evadarea criminalului. Deocamdată, poliția a deschis un dosar de cercetare in rem, iar ulterior vor fi identificați și cei vinovați de neglijență în serviciu. Între timp au fost vizionate și câteva imagini surprinse de camerele de supraveghere din incinta spitalului. Bărbatul apare în curtea unității cu câteva minute înainte de ora la care se presupune că a fugit din incintă, însă nu a mai putut fi observat apoi în raza de acțiune a camerelor video. Marian Trandaf a evadat de la Ojasca marți dimineață, fiind găsit mort într-o pădure din zona Mierea, după 3 zile de căutări efectuate de poliții și jandarmi. Bărbatul era internat după ce în urmă cu 8 ani și-a ucis mama. Ucigașul a mai scăpat de la Ojasca în 2004, însă atunci a fost prins la scurt timp.